o sarcină ușoară. Și întotdeauna sunt încurcat când trebuie să vorbesc despre ceva frumos, întrebându-mă, oare voi găsi cuvintele pentru ca frumosul să fie prezentat ca fiind frumos? Și la Valea Trăiană a fost foarte frumos. Tabăra aceasta, așa cum o parte de dumneavoastră știți, este organizată de Fundația Bechisov din Statele Unite. Și pentru cei care n-ați auzit probabil de această fundație, cu siguranță ați auzit despre Becky și Lidia Opreanu. Această tabără vine în întâmpinarea nevoii de relaxare, de odihnă, de deschidere a celor care au această sarcină de a se îngriji cu de persoane cu probleme speciale, cu nevoi speciale. Pentru că în astfel de situații pe care dumneavoastră le trăiți sau le cunoașteți, este mai puțin timp de odihnă, de relaxare și tocmai în întâmpinarea acestei nevoi vine tabăra aceasta. Tabăra se organizează de câțiva ani încoace într-o locație superbă, la Valea Trăganului, o localitate din județul Cluj, în Munții Apuseni. Este o bază turistică a Fundației Emanuel, confort sporit, masa la fel. Unii dintre dumneavoastră a fost în edițiile precedente, cred că dintre cei care au fost anul ăsta sunt singuri aici. A fost și anul ăsta foarte frumos. Și ca să vă doriți să mergeți, am să vă spun doar în câteva cuvinte ce se întâmplă acolo. Se începe ziua după micul dejun cu laudă și închinare și anul acesta a fost invitat Chris Muraru. Îl știți cu siguranță, are o discografie bogată, este un om deosebit, înzestrat de Domnul cu un talent extraordinar, cântă și laudă pe Domnul și ne încântă cântând. În continuare se făcea studiu biblic, mai întâi la sală și pe grupe, și după masa de prânz, timp și program de voie. Baza are și un teren de sport, se pot face drumeții în împrejurim, fie la munte până la lacul de acumulare Trăganu, fie naval la Ciucea sau Buedin. Un timp plin, un timp bogat, un timp de părtășie extraordinar. După masa de seară, iar laudă și închinare, o bucurie și un belșug de bucurie. Aceasta se întâmplă acolo și m-am bucurat din toată inima. Mi-aș dori să mă mai duc, cum zicea sora Mariana, e de dorit și vă recomand atunci când se țipitați. Mergeți și bucurați-vă. Și pentru că sora Elisa m-a întrebat dacă am scris ceva, eu am răspuns afirmativ. De fiecare dată când mă duc, scriu în liniștea de acolo, în nopțile cu lună și cu creier. Nu se poate să nu fie și inspirație. Mai puțin eu de frumos. Am scris și am acest